suceveanca Ancuța Bodnar și colega sa Simona Radiș, campioane olimpice la Tokyo, au fost decorate cu Ordinul Meritul Sportiv clasa 1. Pentru medaliile de argint câștigate la Jocurile Olimpice din acest an, sportivilor Ștefan Beradiu, Marius Cosmiuc, Cosmin Pascari, Mugurel Semciuc, Ciprian Tudosă și Mihăiță Țigănescu, li s-a conferit Ordinul Meritul Sportiv clasa a 2. Vicecampioana olimpică la spadă, Ana Maria Popescu, a primit la rândul ei Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler. Sunt bucuros că am ocazia să vă întâlnesc și totodată să vă recunosc în numele statului român performanțele extraordinare obținute la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dragi sportivi, pe umerii dumneavoastră apasă așteptări și speranțe uriașe din partea românilor, mai ales în finalele competițiilor. Momentele de bucurie de pe podium se clădesc însă prin ani de muncă asiduă, cu multe sacrificii și lacrimi, printr-o îmbinare echilibrată a talentului cu efortul, perseverența și concentrarea. Pentru toate aceste lucruri, meritați aprecierea și recunoștința tuturor. Dumneavoastră sunteți modelele pentru campionii de mâine. Prin poveștile personale și anii dedicați sportului, reprezentați o sursă de inspirație pentru fiecare copil care visează să devină campion. În același timp, sunteți veritabile ambasadori ai României atât în lumea sportului, cât și în plan educațional, social și cultural. Indiferent de parcursul profesional viitor, vă încurajez să rămâneți aproape de sportivi și de sportul românesc. Domnule președinte, vă mulțumesc în numele tuturor sportivilor medaliați la Jocurile Olimpice Tokyo 2020 pentru onoarea de a fi astăzi prezenți în acest loc. Aceasta reprezintă valoarea muncii noastre și dorința pe care am depus-o pentru a deveni cei mai buni. Am emoții, mă scuzați. Am reușit fiindcă am fost o echipă. Ne-am îmbărbătat unii pe alții și ne-am susținut la bine și la greu.